dragi prieteni, suntem pe la Găiești. A făcut podul acum 2 luni, l-a terminat. Acum l-a stricat. Bă, cât lucru de mântuială poate să fie în România asta, câte bajocuri, câte... Bă, nu poți să-ți imaginezi atâta hoție, atâta prosteală, atâta incompetență care au făcut și... Băi, incompetenți, mă! Cum ai făcut tu podul ăla, mă, și s-a stricat iar? Bă, cât ai băgat tu acolo și cât ai băgat bani, mă? Cât ai furat, mă? Cât ai furat, mă? Păi, dar nu-mi explic eu de săracul ăsta, s-a stricat aici, Andru. Fii atent, a pus avarie. Și a rămas stricat acolo. Atâta incompetență, mă. Dar la noi nu interesează pe nimeni, fii atent, ăsta dacă e stricat aceea, stă până vine patronul lui să-l ia la ștangă sau să-l repare acolo în drum, vreo 2 zile. Nimeni nu ia o măsură să-i elibereze, zice, stai măi, s-a stricat, dă-o sus pe ial cu caratețul și du-l de aici. Dacă se bagă ăștia acum, eu i-aș lăsa. Dar ei dacă se bagă, când încep să treacă, trec toți odată. Înțelegeți voi? Trec toți odată. El a fost la piață, mă, fii atent. A fost la piață, m-am lăsat-o acolo să-și fac piață. Mai merge pe aici podul? Cât are, mă, 2 luni, cât are, 3 luni, de când nu-i podul, lasă-o încet, zi-am, ce bai, nu-i nimic aici. Bă, uite coada aici, ăla s-a stricat în drum acolo, s-a făcut piața, om. Deci voi vă dați seama cât, ce bajocuri în România asta? Pod stricat, nu mai merge. Ce vorbești tu, bă, băiete, bă? Deci pot făcut de... a stat 5 ani până l-a terminat, sau cât o fi stat. Oricum a stat o perioadă foarte lungă. După 2 ani s-a stricat iar. După 2 luni s-a stricat iar. Băi, ce vorbești tu, mă, băiete? Băi, imposibil așa ceva. Ăla se duce și face piața, eu n-am nimic cu el. S-a stricat, s-a stricat. Într-adevăr, i s-a stricat mașina. Dar unde sunt autoritățile? Pac, cheamă ăla, saltă-l, eliberează drumul. Asta e, ai mașina cum o ai, plătești. Reparația. Căratul. Aici am. Stai să văd mai în față un pic. Aici.
nu mai... De la Găiești nu știu unde mai este o ieșire, pe la Bolintin. De acolo nu mai e nimic. Hop, 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 hop. Hristos. Deci nu mai ai, mă, deloc. Deci nu mai avem șosele, nu mai avem drumuri, nu mai avem nimic. Cine trage la răspundere reparația asta care s-a stricat după 2 luni? Păi zic, băi, în garanții. Bă, du-te cu garanția ta de aici, mă. Păi cum, garanții la 2 luni? Garanții o pui la 5 ani, o garanție. Bă, după 5 ani, fac, după 2 luni, tu gata, ai stricat podul, ai închis circulația. Băi, i-aș pune să plătească, mă, nu pușcării, i-aș pune să repare fiecare, ce ai? Aia, ia, vinde tot, ia-i tot și să răspundă cu buzunarul lui, nu cu statul. Că de fapt, vorba lui Alex Ciocan, și că amendează autorități, dar de fapt cine amendează? Tot primăria, tot instituția statului, tot eu plătesc ca contribuabil. Ce să audem? Zici că decolează un avion, au ăștia aici aeroport? Așa s-a auzit. Ia las-o încet la podul ăsta. Nu știu ce-o fi aici, dar nu vreau să sară în sus. Dă-te, mă, o leac mai încolo. Iată, mă. Domnul, n-a vrut el să dea o leacă deloc. Așa a mers. Hai, ce să-i faci, bă, băi. Deci, coadă așa aici, la bariera asta, zici că dai într-o parte, dai peste alta. Nu se mai încadrez, mă, nu mai ajung eu acasă azi, mă, că azi e vineri. Deja am 4 ore. Până la Pitești mai durează și nu mai am cu ce să ajung. Din cauza cui? Conform legii am voie să sar din program. Dacă nu am un loc de parcare, sigur, și fără să... unde să fac pauza în siguranță? Da. Le-a zărmă gardul ăștia.
Deci pot termina atât de două luni. Când eram mai băieți, când eram cu îngrășăminte, dacă vă duceți în spate, unii căram eu îngrășăminte, 4 luni, hai. Și ăsta e închis de vreo lună. Atâta bajocuri, atâta hoții n-am putut să văd în România. Ne învață să facem noi economii la lumină. Nu zici ei că au pus niște prețuri cât au, că nu-și mai văd capul, că nu se mai văd plin de bani pe spatele poporului subjugat și înrobit. Mă învață pe mine să scot încărcătorul la telefon din priză, că consumă. Bă, du-te, bă, ia uite, cum a închis. Cum, adică? Ei, mă înveți tu pe mine să scot încărcătorul de telefon din priză, că consumă. Mă înveți pe mine să nu mai țin televizorul în stand-by, că consumă. Ce consumă, mă, LED-ul ăla, martorul ăla? Să scoți mașina din spălat, din priză, consumă. Dar cum se consumă dacă ai oprit? N-are nimic aprins. Să scoți cuptorul de microunde, că doar ceasul care mi-l arată pe cuptor electronic, ăla consumă. Cum o să consumi, mă? Când o baterie, dacă îi pune la un aparat radio cu ceas, care era odată cu alarmă, știți voi, ceasurile alea radio, cu baterie de aia pătrată, ținea 2 ani te săturai, chiar dacă nu-l țineai în priză. Ascultai și muzică și... Nu se mai consuma bateria aia. A venit ăștia de la Renel să-mi spună mie, dă mai apa mai puțin la centrală și căldura, că consumă lumina mai puțin. Păi dar nu pornești centrala, mă, mai des, dacă îl dau mai încet, nu-i tot aia? Faceți baie doi în cad odată ca să... Bă, mustravar, domnul, ce surpriză ne mai așteaptă, mă? Că toate acestea ne așteaptă o surpriză. Protejăm planeta. Ce planetă îți protejezi tu, mă? Că aia e mâna lui Dumnezeu, mă, nu protejați voi nimic. Uite și ăsta, ce e aici, mă? Ce-ai făcut, mă, aici? Te-ai dus în răpă. Ce-o fi vrut să facă, nu știu. În fine. Era de el, ai tăiat lemne. Asta e România în care trăim. Conduși de mafioți.